Astăzi este sâmbătă, 26 mai 2012, și mă aflu în crescătoria campionilor național, format din tandemul Pop Alexandru plus Marin Cătălin. Alexandru, aici ne aflăm, din câte știu, în compartimentul de viteză de lotul porumbeilor de desbordă. da. Am înțeles. Am înțeles că în momentele următoare porumbeii sunt pregătiți ca să fie îmbarcați, da? Da. Ce ne poți spune despre porumbei din lotul tău de zbor? Știu că ai un porumbel. Majoritatea sunt tineri și cei care au confirmat avem aici pe Da. locul 1, care a fost în expoziția națională la Craiova, 2 în expoziția națională la Piatra Neamț și 2 și în expoziția națională de la Brașov. Din ce an e porumbelul? Din 2008. Am înțeles. Deci la 3 ani a obținut Da. cele mai bune rezultate, da? Din ce se linie se trage sau din ce porumbei către Se Alexandru? trag din porumbei vechi, de la domnul Vâlcu. Da. Are ceva vaheu în el, cu Da. împăiații lui Nea Dinicu. Domnul Nicu, da? Da. Am înțeles. Sperăm să confirme în continuare. Momentan a venit și al doilea la noi și primul vine tot în față. Tot în față, nu? Nu dezamăgește. De cât timp Mai e avem încă un exact? porumbel care sperăm să facă treaba sezonul acesta. Deci e un tânăr care promite, Da, da? l-am îmbarcat la ultima etapă de fond și a obținut locul 7 pe mașină. Am felicitări. Are locul 1 pe Ilfov la General Tineret. Și vine în continuare bine. Sperăm să continue. El din ce se trage? Din ce porumbei se trage? Are la bază și Emil Denis și Desmet Matiz, mai multe da? Combinații. Porumbei care au confirmat la avem căscătorie, da. Frate, cu el a fost locul 17 național la Palmares Viteză Tineret. Da. În 2009. Și el continuă pe aceeași linie. Vin și la Columbodroame, foarte bine. Da? Ai trimis da. Acum? Da. Și din linia lui ceva, din sușa lui, da? Din sușa lui nu. Din sușa lui Dar acum i-a mai schimbat puțin. Încercăm să găsim cele mai bune variante. Înțeles. Sunteți niște crescători, voi sunteți niște crescători care riscați în sensul că vă schimbați perechile de la an la an sau dacă una dintre ele va confirma într-un an Mereu vă păstrați? Mereu căutat mai bine. Mereu mai bine, nu? Da, dacă n-am, când n-am simțit nevoia, ne-am mai întors în spate puțin. Am înțeles. E bine că avem materialul exact. Mereu la antemână și putem să lucrăm. Exact. De cât timp i-ați văduvit? Asta e de 5 zile. Ah, 4, practic, deci acum 4, e prima etapă la zile, care da. Zbura după poziția de vădă. De la etapa viitoare sperăm să apară și rezultatele notabile. De ultra top, să zicem așa, nu? Da. Momentan... Am înțeles. Le luăm ușa. Am înțeles. Vrei să intrăm și alături, Alexandru? Da. În încăperea a doua. Aici sunt porumbei care zbura fond și încercăm și maraton. Am înțeles, deci sunt porumbei de zbor care, din lotul de zbor care vor forma lotul de maraton. Porumbei tineri, Alexandru? Foarte mulți tineri. Da. Și vor să zboare. Sunt doar nici de afirmare, nu? Să da. Spunem așa, da? Da. Ne poți recomanda vreunul dintre aici? Locul 3 național la Palmares SAS Fond. Acest albastru, 2 da? Ani. Da. Locul 8 la un an de zile și șanse multe anul ăsta să confirme în continuare. Am rămas în ciuda mirajului banilor și nu ne-am depărtat de el. Deci ați avut cereri ca să-l... Au fost cereri, ca să-l vindeți, da? Nu constă nimic banii. Corect. Pentru unii, într-adevăr, banii nu contează. Da. Așa, și avem aici un porumbel care, din păcate, l-am pierdut și nu o să mai putem să-l cumpărăm. A avut 3 ani Palmares Fond și 3 ani Palmares General. Și cum l-ați pierdut la 3 ani viteză? Nu l-am pierdut. Ei crește
penele. Deci e vorba despre acest mascul, dar tu zici că l-ai pierdut problemă. În sensul că are nu probleme mai de... Nu poate fi băgat la concurs. Am înțeles. Am avut foarte multe probleme anul ăsta. Și din cauza răpitoarelor și din... Și accidente? Da, am pierdut porumbei cu palmares fond, cu mai multe. Am schimbat și compartimentul și s-a cunoscut. Exact. Acum sperăm să fim măcar la același nivel. Alexandru, voi zburați văduvie și mascul și femele? Și mascul și femele, da. Asta este un porumbel care în 3 etape are 21 de puncte la fond. Sperăm să iasă bine anul ăsta. Acest albastru, da? Da, este un mascul de la domnul Coman Cătălin. Da. Cu părinți foarte buni și tot așa... Origini foarte buni. Da. Campion național la fond. Chiar și la Columbodrom au venit foarte bine. Da? Alexandru, când începeți? Prima etapă de fond, când o să o aveți? Prima etapă de fond, săptămâna viitoare, pe rota Ucraina. Și cu ce distanță începeți? Cu 600 și nimic. Deja aici intrați în mediul vostru, să zic așa, cu alte cuvinte, nu? Da. Fondurile sunt specialitatea voastră. Mai ușor decât Polonia. Pentru unii crescători mai avantajează, pe unii care le plăceau concursurile mai dure, îi dezavantajează puțin și... Vedem cum o să fie. Da, sunt convins că o să fie bine. Da, avem și concurența anul ăsta, zburăm și Constanța și avem în jur de 7000 de porumbei. Deci se prognozează la start undeva un număr de 7000 de păsări, da, într-adevăr. Și la club este ceva mai bine față de anul trecut. De ce? Păi, în loc de 1700, că se băgau anul trecut 800 de porumbei, acum am ajuns undeva la 6000 de porumbei, ceea ce înseamnă că da, persoanele care ne conduc și-au făcut treaba bine și au fost apreciate. Exact. Eu îți mulțumesc, Alexandru, pentru și amabilitate. Mulțumesc. Și îți doresc încă o dată mult succes. Sper să mai reveniți pe aici. Sigur că da. La alte evenimente mai la alte importante. Evenimente, poate la unele sosiri de la fond sau... Bineînțeles, mă aștept. Mare drag. Toate cele bune. Și sănătate multă. Și ție numai bine. Zi bună.